Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție de Săptămâna de Fotbal, o ediție în care începem să discutăm despre campionatul Spaniei, un campionat care ne surprinde de fiecare dată cu transferuri foarte, foarte interesante și nu numai, având meciuri de o înaltă calitate de fiecare dată. Alături de mine sunt Mihai Dolinski, analistul nostru pe probleme tehnico-tactice și noul nostru coleg, Marius Ivașcu. Vă salut pe amândoi. Salut, Andrei. Salut, Andrei. Aș dori să începem să discutăm cu campioana în titlu, o echipă care în această vară a și vândut, însă a și adus ceva jucători importanți. Vi se pare pe plus sau pe minus Atletico Madrid la finalul acestei pretemporada? Marius, ce spui? Teoretic, Atletico ar trebui să arate mai bine ca sezonul trecut, dar practic nu cred că va fi chiar așa. Diego Costa era golgheterul lor, acum să vedem dacă Mandzukic se va integra la fel de bine. De astfel, David Villa a plecat, va fi greu, Felipe Luis. Bine, a venit acolo Siqueira, Ansaldi, să vedem cum se vor descurca. Mihai, cei de la Atletico vor trebui să înfrunte o suspendare dură primită de managerul lor, de Diego Simeone, care va sta pe bancă 8 etape, din ce am înțeles. De fapt, nu va sta pe bancă 8 etape, va trebui să se mulțumească cu un loc în tribune. Crezi că va fi un mare minus pentru echipa sa acest lucru? Da, e clar că e omul care însuflețește această echipă, dar uite, Atletico a câștigat Supercup Cupa Spaniei fără Simeone pe bancă. A fost destul de vreme eliminat. Dar cred că e în principal o pierdere pentru pauze. Între reprize, cred că acolo Simeone știe foarte bine să-și mobilizeze echipa, iar Atletico a câștigat foarte multe meciuri sezonul trecut în repriza a doua și vedem deja făcând un pas greșit cu acest egal la Rayo Vallecano. Sincer, uite, aș vorbi un pic despre tactica lor. Tu ai spus că sunt niște jucători mai ofensivi aduși de Atletico față de ceea ce avea și ai început discuția pe grupul nostru Săptămâna de Fotbal făcând referire la Siqueira, că e mai ofensiv decât Felipe Luis. Nu s-au văzut detaliile astea. Chiar că la alte echipe s-au văzut mult mai ofensiv. Cred că Simeone îi restricționează și, uite, Griezmann, care făcea foarte multe acțiuni frumoase la Real Sociedad, intra multe undoiuri cu Carlos Vela, nu s-au văzut, nu se văd. Cred că totuși Simeone îi restricționează, chiar că sunt jucători care, aș zice, poate în afară de comparația Diego Costa-Mandzukic, sunt jucători mai buni cu mingea la picior și în dueluri 1-1. Dar lucrurile astea deocamdată nu s-au văzut în cele trei meciuri disputate de echipa lui Simeone. Marius, crezi că Burgos e omul potrivit să îl înlocuiască pe Simeone pe bancă și eventual în pauza dintre reprize, însă eu cred că sigur există un contact între Cholo și jucători atunci prin intermediul telefonului, probabil. Da, probabil vor lua contact telefonic, dar cred că Cholo, dacă nu greșesc, poate veni și în pauză, dacă nu mă înșel, la vestiar, să ia legătura cu jucători, nu știu sigur asta. Nu cred, Marius, nu cred, nu dar știu. Dar 8 etape mi se pare cam mult, sincer. 8 etape în care Atletico cu siguranță nu va mai avea aceeași forță, nu va mai fi la fel de agresivă. Nu va mai pune aceeași combinație pe care o făceau cu Simeone. Așadar, cei de la Atletico Madrid au făcut un 0-0 cu Rayo Vallecano într-o deplasare destul de dificilă în prima etapă, însă nu au voie să piardă puncte până la urmă și campionatul trecut, părerea mea e că l-au câștigat și cu victorii în astfel de meciuri. Hai să mergem mai departe cu Barcelona, o echipă care a transferat un nume impresionant în această vară, e vorba de Luis Suarez. O Barcelona care, pe lângă transferul atacantului uruguaian, care în momentul de față e suspendat și nu are voie să evolueze în tricoul Blaugrana, a adus și alți jucători în alte compartimente. Mihai,
Care crezi că e cel mai profitabil transfer făcut de Barcelona în această vară, luând în calcul suma de transfer, luând în calcul poziția pe care jucătorul respectiv o întărește, compartimentul pe care jucătorul respectiv îl întărește aducând un plus, care crezi că e cel mai bun transfer făcut de Barça? De aș numi puțin și aș spune după prima etapă că aducerea Puștiului de la echipa a doua a lui Munir a fost cel mai bun transfer al Barcelonei. După prima etapă e clar că mi-a plăcut foarte mult Rakitic, mi s-a părut foarte integrat în jocul Barcelonei, a pasat de fiecare dată pentru Messi când a intrat între linii și aleargă foarte mult. Iar în acea poziție de interdreaptă a Barcelonei, Rakitic mai aduce ceva, chiar dacă și Xavi, un jucător care alergă foarte mult. Uite, spre exemplu, toată lumea l-a criticat pentru ce partid a făcut la Mondial cu Australia, dar puțină lume știe că a alergat cel mai mult din echipa Spaniei atunci, 11 km și jumătate, enorm pentru un fotbalist care a evoluat 75-80 de minute în acel meci cu Olanda. Deci Barcelona acolo aduce acum și ceva forță prin venirea lui Rakitic și cred că au dat 20 de milioane pe el și doar împrumutul pe 2 sezoane a lui Denis Suarez la Sevilla. El îmi place cel mai mult. Mihai, scuză-mă că te întrerup. Crezi că e un transfer bun și pentru Messi, aducerea lui Rakitic? Că mi se pare că se înțeleg bine cei doi. Da, am spus, de fiecare dată, asta m-a surprins. De obicei la Barcelona era o problemă când veneau jucători, noi nu erau obișnuiți să-i paseze de fiecare dată lui Messi când cobora între linii sau cobora în zona unde se afla mingea, dar uite că s-a acomodat foarte bine și l-a căutat de fiecare dată pe Messi cu pase. Deși celebra La Masia a produs jucători valoroși în ultima perioadă, e destul de greu să rămâi și să te impui într-o echipă ca cea a Barcelonei. Marius, crezi că acest Munir, care a debutat cu gol în acest sezon la Barcelona, crezi că va reuși să rămână o prezență constantă în tricoul echipei de pe Camp Nou, ținând cont că a avut un debut destul de bun, însă, uite, eu mi-aduc aminte de jucători care au evoluat mai mult timp bine, de exemplu, Bojan Krkić în tricoul Barcelonei și după aia a apărut o ruptură care, iată, în momentul de față îl poziționează undeva, într-un con de umbră. Da, Munir l-am văzut primul meci, are tehnică, are tupeu pozitiv, a finalizare, am văzut ce, cu toții ce finalizare a avut și cred că va primi foarte multe minute de la Luis Enrique asta și deoarece, pentru că Luis Enrique la Celta a promovat și acolo foarte mulți tineri, pe David Costa, pe Santi Mina, care acum, din păcate, nu se mai regăsesc în lotul celor la Celta, dar să vedem când și-o reveni Suarez, când și-o reveni Neymar, va fi greu pentru el. Mihai, Rafinha e o soluție decât pentru anumite partide de campionat sau poate fi un jucător pe care Barça să se poată baza și în partide foarte importante de Champions League, de exemplu? L-am văzut de mult jucând la Barcelona, cred că acum 3 ani era prima dată când îl vedeam și a evoluat în poziția lui Messi de fals 9 și chiar asta credeam că va juca. Apoi l-am văzut la Celta jucând mult mai în spate, jucând ceva tot așa de genul Inter și mă așteptam acolo să-l văd și la Barcelona, numai că ce juca el la Celta era cam poziția lui Iniesta de la Barcelona și cred că Iniesta va fi principalul om din linia a doua a Barcelonei sezonul ăsta. Îl vedem și capitanul echipei, pentru că Xavi va juca din ce în ce mai puțin. Cred tot așa că va fi greu, cum spune și Marius, pentru că va fi foarte, foarte greu să le dai minute, ținând cont că tripleta în față va fi Messi, Suarez, Neymar și nu știi nici dacă poți să-i schimbi la pauză pe aceștia când, nu știu, când scorul va fi 3-0 pentru Barcelona, zic așa, împotriva unui adversar cum ar fi Córdoba. Deci nu știu dacă cei din față vor accepta schimbările. Dar asta va fi foarte greu pentru jucătorii Barcelonei și pentru tinerii Barcelonei. Și mă mai aștept și la Pedro să vedem cum va ieși o mică ceartă acolo. Pentru că să fie rezerva lui Rafinha și a lui Munir, nu știu cât de confortabil este pentru un fotbalist care
marca în toate cele 6 competiții pe care Barcelona le câștiga? Marius, după ce va reveni Ter Stegen, cine crezi că va fi preferat pentru postul de portar la Barcelona? Bravo sau Germanul? Cred că germanul, pentru că este mai tânăr, dar să vedem și pe Bravo, a avut niște evoluții destul de bune, părerea mea. Nu văd momentan de ce ar fi scos, dar va fi un drum cu bătaie lungă, se spune. Mergem mai departe cu campioana Europei Real Madrid, o echipă care a pierdut Supercupa Spaniei după dubla cu Atletico Madrid. Mihai, te-aș întreba dacă crezi că i-a afectat acest eșec pe madrileni și, desigur, că am mai vorbit despre Real în emisiunile precedente, însă cum crezi că va arăta echipa lui Carlo Ancelotti în viitorul sezon, ținând cont că are o grămadă de opțiuni și poate folosi foarte des rotațiile între jucători? Părerea mea e că a arătat foarte bine, în special, normal, la Supercupa Europei contra Sevillei, dar și în celelalte meciuri, chiar și cu Atletico, chiar dacă a pierdut, a jucat foarte bine în momentele când James Rodriguez s-a aflat pe teren, pentru că, spuneam eu, Real Madrid a transferat 2 jucători pe care îi poate și roti, cum spuneai și tu, sunt foarte flexibili în mijlocul terenului și pot juca foarte, foarte bine între linii. James și-a creat atât de multe șanse în returul cu Atletico în prima repriză, încât Realul nu a avut în toate cele 5 partide cu Atletico Madrid din sezonul trecut pe faze poziționale de atac. Atâtea șanse a reușit să-și creeze colombianul între liniile lui Atletico, deci un jucător tehnic care se descurcă pe spații mici. În rest, Real a avut probleme pentru că Ancelotti acum vrea o posesie mai mare, e normal, are jucători mai tehnici, jucători care pot pasa mai bine, jucători care pot schimba direcția jocului mult mai bine, dar să nu uităm că principalii jucători ai lui Real, Cristiano Ronaldo și Bale, sunt 2 jucători care se descurcă excelent pe spații largi, pe fazele de contraatac și cred că asta e principala problemă a lui Real pentru că nu se descurcă pe spații închise cei doi și golurile au venit ori după un pressing avansat, după o recuperare sus a balonului, ori după faze fixe. Marius, ție, cum ți se pare echipa Realului? Da, la primul meci nu prea erau foarte mari pretenții, jucătorii vin din vacanță după un mondial lung. Casillas, vreau să încep cu Casillas în primul rând, mi s-a părut foarte ezitant, nu numai în acest meci, dar și în Supercupa Europei. Foarte ezitant Casillas, nu știu de ce nu i s-ar da o șansă și lui Keylor Navas, dacă tot s-au plătit atâția bani pe el. Dar să vedem. Derbiul etapei din Spania a fost meciul dintre Sevilla și Valencia, încheiat 1-1. Scorul a fost deschis de Vidal de la Sevilla, urmând apoi egalarea în minutul 88. Orban, un jucător intrat cu de numai 5 minute pe teren, reușește să marcheze și iată, s-a dovedit a fi inspirat managerul celor de la Valencia. Marius, te-aș ruga să ne analizezi puțin partida și cele două echipe, începând cu Valencia, desigur. Nu o să încep cu Valencia, o să încep cu Sevilla. Mă așteptam ca Unai să practice acest joc de posesie și de așteptare mai degrabă defensiv. Așa s-a întâmplat. Au avut, cred că, 2 șuturi la poartă în prima repriză, dintre care unul l-au și fructificat. Valencia mi se pare într-o mare eroare, ca să zic așa. Odată cu venirea lui Nuno, acest sistem de joc 4-3-3, eu cred că nu este pentru Valencia. Valencia nu are jucători de 4-3-3. De exemplu, Feghouli, care sezonul trecut a fost unul dintre cei mai buni oameni, nu are loc în acest sistem. Și iar Nuno a făcut o mare greșeală, în opinia mea. La 1-0 pentru Sevilla, l-a scos pe Alcácer, n-am înțeles de ce, ca să-l bage pe Rodrigo de Paul.
Alcácer fiind golgheterul echipei, principalul om de gol, și a introdus un mijlocaș ofensiv pe Rodrigo de Paul, care după 64 de secunde a luat roșu. N-ai ce să mai înțelegi de aici. Dar i-a ieșit în schimb cu Orban. A scos pe Andrei Gomes pentru Orban, care a reușit să egaleze. Să vedem acum cu Lim. Probabil va veni Enzo Perez. Asta dacă Benfica se hotărăște să accepte cele 25 de milioane propuse. Are timp până mâine să răspundă la această ofertă. Da, aici și o altă discuție. Cât să mai vândă și Benfica, că parcă vara asta a fost ca niciodată. Și s-au debarasat de un număr foarte mare de jucători importanți, care cred eu că nu le vor permite să reușească ce au reușit în sezonul trecut, de exemplu. Mihai, ție cum ți se pare echipa Valenciei și cum se prezintă în noua structură, începând cu patronatul și continuând cu echipa și antrenorii? Cred că pot să-i dau dreptate lui Marius în ce privește sistemul acesta 4-3-3, pentru faptul că se face un sistem mai defensiv din ceea ce cred că se referă el, pentru că practic iese Feguli și mai intră un mijlocaș central. Dar sistemul ăsta i-a permis Valenciei totuși să aibă controlul primei reprize. Golul a venit nemeritat, golul marcat de Alex Vidal în prima repriză. Valencia mi s-a părut mult superior Sevilliei, pentru că și-a creat șanse de gol. Și numai ghinionul a făcut ca Valencia să nu fie cea care conduce. Și eu am mare încredere în Paco Alcácer. Mi-l doresc la o echipă mai mare, să zic, nu neapărat din Spania, dar sigur Marius s-ar supăra să plece acum, pentru că e cel mai bun jucător al Valenciei. Sezonul trecut, mai în special returul, a fost senzațional făcut de el în parteneriat cu Eduardo Vargas. Mie mi-a plăcut Valencia pentru că a dominat-o și a jucat fotbal. Acum mă gândesc la Sevilla, s-ar putea să fie o problemă și ei au pierdut mulți jucători și au adus destui jucători împrumut. Acum nu știu cum se vor descurca și l-am văzut foarte nemulțumit pe Deulofeu, pentru că trebuia să fie introdus, nu a mai fost până la... Au fost niște probleme acolo cu Deulofeu, nu a mai intrat la momentul respectiv. Și acum, cred că Deulofeu, după un sezon în Anglia, venise cu speranțe că va fi titular, că va prinde minute la Barcelona. Și Barcelona l-a aruncat, să zic așa, la Sevilla, probabil după prestațiile din meciurile amicare ale lui Munir au decis asta, și la Sevilla încă nu joacă și va fi destul de greu să se impună, pentru că normal pe post e cu Denis Suarez, celălalt jucător împrumutat de la Barcelona, sau cu Vitolo, care cred eu că e unul dintre cei mai buni jucători ofensivi ai Sevillei. Să continuăm cu un meci care mi-a atras interesul. E vorba de victoria lui Eibar în meciul cu Real Sociedad. Iată că o nou promovată reușește o primă mare surpriză, învingând o echipă care s-a descurcat onorabil în sezonul trecut și nu numai în campionatul Spaniei, cât și în Europa. Marius, la Eibar a jucat și Federico Piovacari, intra pe parcurs. Cum ți s-a părut această nouă promovată? Da, a intrat și Piovacari în prelungiri, nu s-a văzut. Eibar la primul meci în La Liga, prima victorie. De fapt, înaintea meciului anticipase o astfel de surpriză. Real Sociedad nu mai pare o sperietoare pentru mine sezonul acesta. Griezmann era cam, să nu exagerez, 50-60% din echipă. Bun, a venit Fimbo Gason, am înțeles că este accidentat, Carlos Vela a fost rezervă, slăbită mult Sociedad.
Andrei, uite, aș face o mică completare, probabil urma și întrebarea de Malaga și de Bilbao, dar nu mai am răbdare. Cred că sunt două echipe care s-au concentrat pe Europa și meciurile astea din campionat au ținut mai puțin cont de ele, chiar dacă Bilbao a avut niște șanse de victorie la Malaga și mai ales cu siguranță merita acel penalti neacordat în ultimele minute, o decizie eronată. Nu mai știu numele centralului, știi că am probleme cu acest lucru, să rețin numele arbitrului, poate știe Marius numele lui. Mateo Laos a fost la Da, Malaga așa, Bilbao. mulțumesc. Mulțumesc, Marius. Deci, echipele vace au fost singurele echipe din Spania care au fost în Europa, în acest play-off de Europa League și de UEFA Champions League și de asta cred că au și pierdut în prima etapă pentru că e mult mai importantă în momentul ăsta Europa și ajungerea în grupe. Granada a învins cu 2-1 Deportivo La Coruña. Almeria a făcut un egal pe teren propriu cu barcelonezii de la Espanyol. Valencia, scuze, nu Valencia, Villarreal a reușit o victorie cu 2-0 în deplasarea de la Levante. Mihai, cum ți s-a părut Valencia, Villarreal, scuze, în nou sezon? Am văzut doar un rezumat al acestei victorii a lui Villarreal, dar e clar că cine reușește să o bată pe Levante pe terenul acestuia e o victorie bună, pentru că Levante e o echipă tare pe teren propriu. Cred că mai bine o să ne dăm seama etapa viitoare, când Villarreal are pe teren propriu contra Barcelonei și atunci va fi un meci în care ne vom da seama dacă și Villarreal poate intra în această horă, să zic așa, pentru locul 4 din preliminariile UEFA Champions League. Ai văzut cine a marcat golul 2 la Villarreal, nu? Cine, nu? Cernișev, A, jucătorul de Cerișev, care Denis vorbeam. Cerișev? Da. A, jucător împrumutat de Real. Da, nu știam exact statutul lui în momentul de față. Sunt curios, cred că a fost folosit în stânga, acolo unde a jucat și Ancelotti cu el în precedenta perioadă de pregătire de anul trecut. A, interesant, nu, chiar nu știam că el a marcat gol. Mă bucur. Hai să continuăm cu o altă partidă. Am discutat despre egalul lui Espanyol din deplasarea de la Almeria. De fapt, de când l-am amintit, aș vrea să și discutăm puțin pe baza lui. Cum vi se pare Espanyol în nou sezon, Marius? Da, Espanyol e condusă clar de Sergio Garcia, omul lor de gol, care a reușit să înscrie și etapa aceasta. Nu am văzut meciul sincer. Nici nu cred că am pierdut mare lucru. Almeria mi se pare o echipă mult, mult, mult schimbată față de sezonul trecut. L-au pierdut pe Suso, care a fost împrumutat la Liverpool, dar l-au luat pe Tomer Remed, care acum 2 sezoane a marcat, dacă nu mă înșel, 15-16 goluri în prima divizie. La Almeria avem un fundaș stânga puțin atipic, însă un nume sonor pentru noi, fanii fotbalului spaniol din România. E vorba de Sebastian Dubarbier, jucătorul care a evoluat la CFR Cluj în trecut și iată a ajuns acum cu omul meciului la primul meci din la prima partidă din nou sezon pentru Almeria din această poziție de fundaș stânga. Acestea fiind zise, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că ați participat la această ediție de Săptămâna de Fotbal, însă nu înainte de a vă întreba care credeți că vor fi primele trei clasate de la finalul sezonului în prima divizie. Încep cu tine, Mihai. I-am amuzat puțin pentru că primele 3 locuri se cam știu. E adevărat, s-ar putea ca Atletico să aibă ceva probleme pe care le-am văzut în prima etapă, dar cred totuși că își vor consolida această poziție, deși foarte mare atenție Valenției, pentru că nu evoluează în Europa și ar putea să profite de lucrul ăsta. Totuși cred
Totuși o văd favorită pe Atletico la poziția a treia. Acum, dacă vrei și ordinea, e foarte, foarte greu de zis, dar cred că Realul pleacă cu prima șansă, chiar dacă a făcut o partidă slabă. Marius, tu cum vezi că vor Da. sta lucrurile? Primele trei se cam știu. Atletico, Real Madrid, Barcelona, nu neapărat în ordinea asta. Pentru cupele europene va fi o bătaie foarte, foarte acerbă. Valencia, Sevilla, Villarreal, Sociedad. Va fi o bătaie foarte mare. Ca de fiecare dată le mulțumim tuturor ascultătorilor noștri și invităm să ne dea like la pagina de Facebook dacă nu au făcut-o deja și să se implice în discuțiile noastre de pe grupul Săptămâna de Fotbal. Până la emisiunea viitoare, vă spunem la revedere și vă dorim o zi plăcută în continuare.